Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a anunțat că luni 2 decembrie 2019 se va barafa contractul de finanțare pentru proiectul de infrastructură, reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraș prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local. Contractul va fi semnat la sediul primăriei municipiului Călăraș la ora 16 în sala de ședințe. Proiectul are o valoare de 9,35 milioane de euro cu o confinanțare de 2%, fiind totodată primul proiect semnat pe măsura 4.1 pe regiunea Sud-Muntenia și cel mai mare proiect al administrației locale Călărășene. Până în prezent, Primăria Municipiului Călăraș a semnat contracte de finanțare din fonduri europene în valoare de 10,5 milioane de euro, urmând ca până la finele anului 2019 să mai fie parafate alte proiecte ce însumează o valoare de 20,87 milioane de euro.